Câteodată am chiar și în chiloții mei păr de la alți băieți. Oferim orice fel de alcool și chiar și... Glumesc. Da, pe toată lumea scoate din serie de un client care se programează și nu mai vine la programare. Pentru că, în primul rând, dacă nu anulezi, nu ai un motiv, nu spui, băi, uite, nu mai poți să vii, mi se pare strict lipsă de respect. Cumva. Adică, mai ales că în cazul meu, programările se fac pe o aplicație care îți dă reminder cu o zi înainte și cu două ori înainte. Nu poți să zici că, bă, am uitat. Că n-ai uitat. Ce nu-mi convine mie la meseria de frizer este că îmi sare păr și în gură de la alți clienți și mie nu îmi place când am părul altora la mine în gură și mai îmi intră și printre dinți ca mâncarea și nu-mi place iarăși și nu îmi place că câteodată am chiar și în chiloții mei păr de la alți băieți și nu este nice absolut deloc. Deci pentru cine crede că meseria de frizer este o meserie super curată și nice, nu este. Super curată și nice, pentru că firele alea de păr ți se mai înfic și în pielea ta și te doare și te înțeapă și este nașpa și de căcat. Și asta nu-mi place mie la meseria de frizer. Și nu mai îmi place că stau în picioare toată ziua și mă doar tălpile. Se vede că au căutat tutoriale pe YouTube și e penibil. Înțelegi? Vin și vreau de aici de sus, te rog, să-mi iei mediana 2. Și să-mi tunzi doar foarte puțin din ea și la spate dacă poți să urci cu taper-ul nu știu cum și să faci nu știu ce și el habar n-are ce spune și tu te uiți așa și zici, da, ești frizer? Nu, atunci de ce morții? De ce faci căcaturile astea când tu vrei să-ți dai părul într-o parte? Asta, mediana și linia orizontului, că tu vrei să-ți faci părul într-o parte, nu mai mânca căcat. Dacă după tuns își pune căciula în cap, mi se pare foarte funny. Adică nu mă deranjează absolut deloc, dar este o glumă de fiecare dată când cineva face asta între noi frizeri, care suntem acolo, noi suntem patru băieți la mea frizerie și mereu e super funny și de-abia așteptăm să facă cineva treaba asta pentru că e gossip așa, un subiect de bârfă. Poate să-mi zică și cu o oră înainte că nu mai vine, mă duc, mănânc ceva, stau liniștit, nu mai stau pe acolo să mă învârt ca titirezul, bă, trebuie să vină. Da, când îți vine... Dani de Vito și vrea să arate ca Brad Pitt, te enervează, că nu poți să-i faci chiar magie. Cumva și fix ăștia care mai au trei floace în cap, vor sunt cei mai pretențioși, știi? Alea trei să tragi bine de ele, să fie acolo. Ei sunt așa, au chelit de vreo 2-3 ani, trag de floacele alea trei și zic... Când nu o să mai am, îl dau jos și mă tun ca tine. Vreo, nu mai ai de vreo 3 ani de zile, păr, adică... pățit un coleg de-al meu, eu nu eram la muncă în ziua aia. A vrut cineva să se tundă ca Sasuke Uzumaki. E un pic tricky. Că băiatul ăla e desenat cu creionul și tu ai un păr în cap care vrei să arate ca un băiat desenat cu creionul. Și nu știu cum au făcut până la urmă, l-au făcut un fel de Sasuke combinat cu Naruto și a ieșit ceva. Mă enervează că tot se tun la fel. Mă enervează, adică nu mă enervează, că gen nu mi-o ocup. Adică sufletește, mi se rupe cumva. Dar a devenit la modul, sunt frizer, păi trebuie să mă îmbrac așa. Cred că altfel nu înțeleg. Ori toți houserii s-au făcut frizeri. Ori toți frizerii s-au făcut houseri, cumva, că nu înțeleg treaba asta și n-am nimic. Am foarte mulți prieteni, gen, în domeniu, care chiar băiețași, tund foarte bine, se îmbrac așa, nu mă deranjează că, gen, e super băiat. Dar ca și o chestie generală, ce mă deranjează așa la frizeri în general e că toți arată la fel. Nu am zis, nu trebuie să poarte fuste să arate diferit, dar toți se îmbracă cu pantaloni negri, tricou negru, cămașă neagră peste, cu turul până aici și dacă se poate și aia care fac bani mai mult să fie de la Vagabond. Dacă nu, de la Dragon, nu contează. Dar gen, să fie atârnache așa. Tricoul să înceapă aici să se termine aici, cumva. Și cam așa arată toți frizerii, adică nu e... Mi s-a întâmplat să doarmă clienții, am lucrat la un moment dat în Sofia.
într-un business center din ăsta și veneau mulți clienți, probabil în pauza aia, mulți corporatiști de ăștia. Aveau o oră pauză și veneau la tuns și adormeau. Pur și simplu adormeau. Și nu vreau să pară stereotip, aveam trei băieți asiatici care absolut mereu adormeau. Nu știu dacă e la ei în cultură sau ceva să doarmă la frizerie, dar cu o mână le țineam fruntea aici și cu una îi tundeam. Și n-aveam ce să fac, doar să-i mai trezesc din când în când. Ah, sorry, sorry, it's ok, sorry. Mă deranjează dacă îmi cere ceva de căcat. Adică eu îi fac o tunsoare corectă și îmi zice, păi nu, știi că aș vrea mai sus cu fade-ul sau mai... Și nu mă deranjează când mai sus cu fade-ul este tot corect. Dacă când mai sus cu fade-ul deja strică tunsoarea de tot, atunci mă deranjează și spun, zic, bro, e de căcat ce îmi ceri. Adică nu am o rușine de asta pentru că mai bine nu mai vii la frizeria asta decât să te duci pe stradă cu o tunsoare de căcat și să zici, da, mă, m-am tuns la Cani. Și eu ce mai fac? Adică, bro, mi-ai cerut să te tun de căcat în primul rând. Adică, dar nu mai spune unde te-ai tuns. Cumva, măcar dacă tot facem așa. Nu. Sunt de părere că după ce ai ajuns să înțelegi ce culoare îți place, ce Adidas îți plac, poți să decizi și pentru tine ce tunsoare îți place sau ce tunsoare te face să te simți bine. Și în momentul în care alege dânsa pentru tine și tu cumva ai vrea altceva și se vede și n-ai nimic de zis, pentru mine e așa ca și cum ai un coin minus, adică undeva ceva s-a întâmplat greșit și n-ai mai scăpat de sub un papuc. Dacă vin fete, în principiu vin o dată, a doua oară nu mai vin. Adică nu e genul ăla de salon. Planul se vorbește tare, se vorbește numai băieți, băieții înjură, băieții vorbesc de fotbal, vorbesc de curve, vorbesc de orice. Adică nu e un loc propice pentru o domnișoară. În general, mă deranjează când apare o lipsă de respect și vorbește cu... Adică știi, eu plătesc aici, cumva tu... Eu ar trebui să fiu pe lângă el, master, master. Yes, thank you, master. Thank you, master, știi? Și mie nu mi se întâmplă neapărat treaba asta pentru că am o experiență mai mare în domeniu și na, cunosc oamenii poate mai bine ca alte persoane, dar mai am băieți noi și mai vin de ăștia care sunt așa, gen, da bă, fă-mi așa, bă, nu știu ce. Și chiar am pățit asta acum o săptămână și eram cu clientul meu și zic, bă, ăla vorbește cu bă, cu colegul ăsta al meu, mi se pare că vorbește cu bă, era și muzică, era și gălăgie. Nu știu, chiar așa, o fi țăran, o fi... Zic, mamă, doamne, eram fiert, nu mai puteam. Zic, mamă, doamne, ce ar fi să vorbească cu bă așa, la lipsă de respect? Și când a plecat, l-am întrebat, zic, bă, ăsta a vorbit cu tine așa la... Da, bro, dar cine l-a băgat în seamă? Zic, mamă, că ai trebuia să oprești muzica, să încui ușa și să începem să căutăm un țăran pe frizerie. Băi, un țăran pe aici care se aude, e un prost aici. Unde e, mă, mâncați? Și prostul ăsta. Se aude un prost. Unde e? Cât costă? 1.300.000. Bă, mi se pare că m-ai tuns de vreo 1.100.000, așa. Cum facem? Și o să zic, bă, știi, hai să ne întâlnim la mijloc. 1.150.000 merge și să stăm acolo vreo 5 minute să negociem. Asta n-am pățit-o, dar ar fi nice să o pățesc. Da, clienții mei nu mă întreabă de ce faci așa, de ce faci așa, pentru că eu nu-i tun cu fața la oglindă și ei habar n-au ce fac eu până nu termin. Deci am scăpat de această problemă care, sincer, mi se pare stupid să mă întrebe chestii de genul pentru că tunsoarea arată bine la final. Până atunci sunt tot felul de scări în cap, tot felul de dungi, tot felul de linii pe care tu nu o să le înțelegi că nu ești de meserie. Adică pur și simplu te uiți ca bou în oglindă fără să înțelegi nimic. Nu face niciun sens să-ți arăt eu oglinda ca să stai ca bou așa o oră până te tund eu și te gândești, mamă, ce-o face la acolo? Sigur e ceva greșit, că parcă prea stă de 10 minute acolo. Cumva îi întorc cu spatele la oglindă, mai stăm de vorbă mult mai lejer. Adică când nu mai belești ochii în oglindă așa, e mult mai ușor să mai deschizi un subiect sau să fii atent la un alt client din altă parte care vorbește de Bayern München și să zice, dar ce gol a dat Lewandowski aseară, știi? Se miră foarte mulți clienți de prețurile noastre, pentru că frizeria, deși în centru e pe o stradă mai, mai acată așa,
Cred că e și un spital de nebuni pe acolo și o secție de drogați. Și îți dai seama, oamenii, ei cred că încă sunt locuri în care se tun la 13 lei sau de astea, 130 de mii, cum era înainte. Cât e tuns? 170 de mii? Și na, când vin și le zici că costă 70 de lei sau 80 de lei sau 90 de lei un tuns, pentru ei majoritatea sunt destul de în vârstă și deja morți de beți când intră în frizeria aia și zic de banii ăștia îmi băt toată strada asta, băi. Cum să coste 1 milion tunsul aici, că de banii ăștia beau 2 zile? Nu te doamne și bea. Oferim băuturi alcoolice, nealcoolice, tot felul de băuturi și nu sunt contra cost, sunt strict pentru că ne place să mai petrecem timp cu clientul. Programarea durează o oră, nu avem nevoie de o oră strict pentru tuns, dar mereu mai stăm la o cafea, la un pahar de gin, la un pahar de whisky. Mulți la o apă plată pentru că nu știu de ce. Adică bem ceva? Da, o apă. Ah. Adică nu bem ceva. Țesete de apă. Da, oferim orice fel de alcool și chiar și glumesc. Dar alea-s contra cost, glumesc din nou. Sau nu, veniți și verificați. Veniți, întrebați și vom vedea. Își fac programare pe aplicație și e prețul acolo, e super transparent. Și când cineva intră din stradă, îl întreb, mai mai fost la noi? Nu, știi cât costă aici? Nu, ok, costă 1 milion. Și ori intră, ori pa. Aia care intră cu gagica, nu prea mai au ce să zic. Că se fac de râs, știi? Regretă după aia că erau banii de fapt de shawarma, dar gen, bună, s-a tuns de banii de mâncare. Nu sunt de acord cu masacrarea copiilor, să-i aduci forțat la frizerie, să-i ții forțat. Deci pur și simplu îi țin aici în brațe cu o mână și cu o mână de cald de aici și ăla face ca porcul la teren. Și tu trebuie să fii activ acolo, să tunzi copilul ăla care probabil mai îmbătrânește 2 ani în jumătatea de oră. Eu nu tund copii pentru că nu îmi place să am această responsabilitate, dar colegii mei tund copii, dacă aveți copii, veniți cu ei la frizeria de plajă pentru că cineva o să-i tundă. Dar nu eu. Eu pe nepotul meu nu-l tund eu. Se tunde la mine la frizerie copilul sorului meu și îl tunde unul din colegii mei. Nu. Nu-mi place. Nu. Mă obosește foarte tare și nu am impresia că o să-i tai o ureche unui copil și la unul matur, na, morții mei, ne mai înțelegem. Dar când schilodesc un copil, deja nu m-aș mai dormi bine noaptea. Că uite, fix ieri am pățit asta și doi băieți au vrut neapărat, că nu s-a putut altfel. Dar cumva încerc să înțeleg nevoile oamenilor și după ce îi tunzi câteva luni de zile, câțiva ani de zile, sunt un fel de prieteni și când știi că oamenii chiar au nevoie în ziua aia, faci un efort și îi ajuți. Dar nu e sexy deloc, da. E destul de... Trapping out the bandos.